Ora 16, am revenit la politica zilei. Între timp a răspuns UDMR-ul. A răspuns UDMR-ul că ei vorbesc doar cu președintele Iohannis, cu noi, restul nu vorbesc nici cu presa, nici cu celelalte partide, nici cu cetățenii României, cu nimeni. A răspuns UDMR-ul și a spus așa, nu e cazul ca noi să dăm explicații. Nu e cazul ca voi să dați explicații? Voi? Nu e cazul ca voi să dați explicații? Voi toți, de la UDMR, sunteți în Parlamentul României pe banii noștri ai tuturor. Iar în weekendul trecut, președintele vostru, Kelemen Hunor, a fost prezent lângă Victor Orban la acele declarații scandaloase pe care le-a făcut pe teritoriul României. Nu mai spun că Victor Orban s-a referit la românii care au ridicat un banner pe care scria Transilvania Pământ Românesc ca fiind drogați. Asta a spus. Că au fost ridicați din mulțime acei cetățeni români ca drogații de pe podurile din Budapesta. Și a spus Victor Orban. Nu e cazul ca voi să dați explicații? Ba da. Asta e cea mai înaltă carte care există în România. Se numește Constituția României. Și voi toți trebuie să o slujiți. I-a răspuns colegei mele din regie, purtătoarea de cuvânt de la UDMR. Îmi pare rău că n-am lăsat să sunăm în direct. Așa ar trebui. Răspundea în direct. Și ce credeți că a spus? Că nu vrea să răspundă decât în scris. Nu vă bănuiam că știți să scrieți în limba română. Credeam că doar în ungurește știți să scrieți. De ce nu vreți să vorbiți cu noi? De ce n-aveți nimic de comentat? Kelemen Hunor a fost prezent acolo. Ministrul vostru de la sporturi. Ba da, aveți de dat explicații. Uite, ministrul Novak ar trebui să explice de ce în România a fost posibil acel meci de fotbal între Naționala Ținutului Secuiesc și Naționala Ungariei de Tineret. Dar știți ceva? Nu voi sunteți de vină de la UDMR. Nu. PNL și PSD sunt de vină. Nu știu care dintre partidele astea două vă ține pe voi la guvernare. Nu știu balamaua cui sunteți. Dar ne sfidați pe toți. Ia să vedem. Poate ne-a și închis? Doamna purtător de cuvânt de la UDMR a și închis. A răspuns și a închis. De ce, doamnă, nu vreți să vorbiți cu noi? Că nu, uitați, pot să fiu și mai calmă de atât. Vreau să vă întreb ce părere aveți despre meciul ăsta de s-a jucat cu Naționala Ținutului Secuiesc. Să vedem, poate răspunde doamna purtător de cuvânt de la UDMR. Poate ne spune de ce cetățenii români au fost făcuți drogați. Alo? Bună ziua, doamnă, sunt Ioana Constantin, sunteți în direct pe B1 TV. Am văzut declarațiile pe care le-a dat UDMR-ul. Ia uite! Ce să faci? Cred că s-a întrerupt. S-a întrerupt, spune domnul Pălărie. Vă prezint invitații, sigur, Ștefan Pălărie, USR, Lidia Moise, jurnalist economic, iar de la PSD, domnul Călin Matieș. Dom'le, atâta dispreț, atâta bătaie de joc. De ce îi mai țineți, domnule Matieș, pe oamenii ăștia la guvernare, care bat joc, oresc tot poporul ăsta, demnitatea statului român, sunt parlamentari în Parlamentul României, își bat joc efectiv. Inadmisibil așa ceva. Domnule Matieș, deci când pleacă UDMR-ul de la guvernare sau să sun la PNL să întreb? Eu m-aș întoarce acum o lună de zile când primarul USR din Alba Iulia, în spatele unui banner cu Ungaria Mare împreună cu Transilvania. Un banner mare unde Transilvania era parte din Ungaria, aplauda și ținea un speech. Noi le dăm voie, exact cum spuneți dumneavoastră, doamna Ioana, noi le dăm voie, suntem mai vinovați decât ei. Domnul Hunor, trebuie să dea explicații, la fel domnul Novak, au aplaudat frenetic, la fel ca primarul din Alba Iulia, la discursul antiromânesc. Hai să nu la doamna, că i s-o fi întrerupt acolo netul. Vă rog, domnule Matieș, continuați. De-aia vă spun, nu, cea mai mare vină avem noi. Pentru că nu ne permitem noi să facem reguli în țara nimănui, noi suntem buni primitori, suntem bune gazde, îi primim pe toți oaspeții, noi încercăm să avem o prietenie cu toate țările vecine, dar se pare că alții trăiesc în 1917, alții trăiesc în acum 200 de ani, nu știu, nu-și mai revin.
Deci nu știu, lucrurile astea trebuie să... Trebuie și domnul președinte și ministrul afacerilor externe. Trebuie o atitudine mult mai... Nu guvernul, nu Matieș. Să închizi telefonul, doamna de la UDMR, să nu ne gândim. Acum o fi hărțuită de presă. Nu poate să dea o declarație în direct. O să vă spună că ne mirtem românul. Nu știu, domnule Matie, și eu știu doar română în țara asta. Asta e limba oficială, iar asta este Constituția României, care trebuie respectată, mai ales dacă ești un partid parlamentar și ești un demnitar al statului român. Concluzie sau orice, domnule Pălărie, pentru că avem multă treabă și noi aici cu împrumuturile României și alte chestiuni economice. Da, dumneavoastră ați punctat cât se poate de corect că domnul Kelemen Hunor este, o să le iau așa în ordine, este deputat al statului român în Camera Deputaților, plătit din banii românilor, da, al cetățenilor români, ca să nu spunem al etniei sau al, mă rog, românilor. De asemenea, este vicepremier al României. Adonis a spus al guvernului. Să nu mai pune. Este vicepremier al României. Sigur că da. Deci România are un premier și niște vicepremieri. Are pe domnul Kelemen Hunor. Și în continuare, nu cred că poate fi acceptabil de către nimeni. Nu e cazul ca noi să dăm explicații. Sigur că e cazul ca UDMR să dea explicații în momentul în care se află într-o poziție de conflict de interes între două agende, agenda României și agenda Ungariei. Doamna Moise, imediat vin. Deci azi așa aude mereu un comunicatul ăsta. Nu comentăm declarațiile președintelui Klaus Iohannis. Cuvintele premierului Ungariei Victor Orban de la Băile Tușnad au fost scoase din context. Și nu e cazul ca noi să dăm explicații. A vorbit doamna purtător de cuvânt de la UDMR, dar a vorbit la un singur post de televiziune, acolo unde întreg guvernul văd că și-a luat un fel de, cum să spun, protecție. Aveți protecție din aia cum e în cartiere cu cămătarii, de nu mai vrea nimeni să mai vorbească altceva? Vorbiți numai la trustul de presă de unde n-ați recuperat prejudiciul ăla mare? Da, doamna Moise. Nu, e foarte interesant că numele Hegedus este sinonim, numele de familie, el da, este sinonim cu cel al consilierei lui Victor Orban, care s-a și răzgândit, pentru că știți, a considerat că a fost extrem de ofensatoare remarca rasială inclusă în discursul lui Victor Orban. De altfel, haideți să spunem realitatea. El a fost, acest discurs a fost considerat de Timmermans, de Guy Verhofstadt, care chiar a cerut o reuniune de urgență a Parlamentului European și a spus că Ungaria nu trebuie să mai primească niciun leu de la până când nu își reevaluează valorile pe care le promovează. Și trebuie spus că, de altfel, Ungaria are, din spre Uniunea Europeană, un blocaj pe fondurile europene pe care trebuia să le ia în timpul COVID-ului. Au luat foarte multe. Problema lor, doamna Moise, câtă vreme vine premierul lor și batjocorește Constituția României. Ce vreau să spun e că nu a fost o ofensă adresată doar României, ci a fost o ofensă, a fost, mă rog, multe dintre cele pe care le-a spus, dar în special... Dom'le, s-a intonat timpul ținutului secuiesc acolo, au sfidat decizia FRF-ului. La noi în țară, cu vicepremierul care bătea din... Da, domnul Matieș, dar nu mai îmi spuneți de USR, ziceți-mi și noastră ceva de guvernarea asta. Spun, uitați-vă aici declarația. Încercați să și cu siguranță ați văzut cum declară purtătoarea de cuvânt. Nu comentăm, deci nu comentăm declarațiile președintelui României. Băi, președintele României, că ne place, că nu ne place, este președintele României, președintele nostru, dar îi iau apărarea președintelui Ungariei, exact, spunând că este premier scos din context. Da. Adică, până la urmă, oamenii ăștia sunt români sau nu sunt români? Adică, cine e președintele lor? Orban sau Iohannis? Nu știu, dar dacă mergem în direcția asta la coaliție, luați-i, domne, acolo să guvernați împreună, să vină Victor Orban să vă țină ședințele de guvern. Deci, domnule Matieș, nu mai am răbdare, îmi pare rău că PNL-ul a fost pe ora trecută, dar este inadmisibil. PNL și PSD au obligația să ceară lămuriri foarte clare de la UDMR și de ce nu? Dați-i afară, aveți atâtea procente împreună, n-aveți nevoie de o balama. Mă scuzați că mai complicat, da, dar mai ales că nu e prima oară. Adică acum a ajuns mămăliga să se spargă până în Statele Unite. Atât de grave sunt afirmațiile și atât de mare este vizibilitatea actului ăsta de sfidare până la urmă realizat pe teritoriul României. Dar apropo de ce spunea doamna Ioana mai devreme,
nu este prima oară. Există o întreagă suită de evenimente de genul ăsta care descalifică UDMR-ul sau, mă rog, forțează UDMR-ul să clarifice ce vrea să spună sau să hotărască și să ia o poziție în cele din urmă în această ambiguitate. Iar dumneavoastră, cum spuneți, că spuneați că sunteți revoltat, că nu e neapărat vina atât de mare celor care o fac, cât este vina celor care permit. Spuneți-ne ce veți face personal în cadrul coaliției de guvernare ca să nu se mai perpetueze astfel de lucruri. Pălărie, haideți să vorbim local. Primarul cu o statuia unui principe maghiar. Doamne, lăsați-mă cu primarul ăla, că ăștia guvernează, e guvernul României. Nu, ce vreau, nu. Așa, okay, ia stați, numai puțin, domnule Matie, să vedeți că doamna purtător de cuvânt de la UDMR scrie și în limba română. Eu nu credeam. Nu comentăm declarațiile președintelui Klaus Iohannis. Cuvintele premierului Ungariei Orban Victor de la Băile Tuznad au fost scoase din context și nu e cazul ca noi să dăm explicații. Stimată doamnă, eu știu să citesc și singură. Pe toate agențiile de presă am citit declarația pe care dumneavoastră ați dat-o la un alt post de televiziune. Nu am nevoie să ne trimiteți același mesaj. Am nevoie însă să explicați de ce puteți să tolerați faptul că premierul Ungariei i-a făcut drogați pe niște cetățeni români prezenți acolo la Băile Tuznad, de ce s-a jucat în continuare acel meci de fotbal deși nu avea avizul FRF-ului, de ce s-a intonat imnul Ținutului Secuiesc în România. Nu doriți să vorbiți cu noi? Afară de la guvernare, afară din guvernul României. Ăsta e guvernul României, nu guvernul Ungariei. Absolut rușinos. Mergem mai departe, că nu obțin nimic, domnule Matie, și noastră aveți cu SRE o treabă. Eu am o treabă cu guvernul României, care se împrumută pe bandă rulantă. Unul din cei 4 lei pe care îi cheltuie guvernul sunt împrumutați. Doamna Moise, spune Constantin Rudnitski și rog pe colegii mei să dea această analiză extraordinară. Nu a putut domnul Rudnitski, analist economic, să fie în direct cu noi. Este o analiză extraordinară cu privire la împrumuturile pe care le face România. Deci, practic, România este dependentă de împrumuturi, altfel nu poate pur și simplu exista. Da, am citit analiza foarte interesantă a colegului meu, însă trebuie să spunem un lucru. Nu este de azi de ieri, deci România, da. Și nu este doar cazul României, absolut toate guvernele din lume fac emisiuni de obligațiuni pe piețele interne, pe piețele externe, pentru a se acoperi la zi cheltuielile. Pentru că nu e așa, impozitele se strâng fără o frecvență foarte clară, se strâng mai dificil, însă salariile, pensiile, investițiile și ce cheltuieli mai ai tu de făcut, menținerea aparatului administrativ, trebuie să o livrezi la timp. Aici sunt date foarte clare. În altă ordine de idei, vreau să mai spun că au crescut foarte mult, foarte mult, serviciul datoriei, adică rambursarea, suma pe care România o rambursează extraordinar de mult față de anul trecut pe vremea aceasta. Și m-am uitat, este într-un raport pe care îl face, într-o sinteză pe care o prezintă Ministerul de Finanțe și spune: am încasat TVA atât, e mai mult cu atât față de anul trecut. Am cheltuit acolo atât, e mai mult sau mai puțin față de anul trecut. Aici tace mâlc. E vorba de o creștere de 4,25 miliarde de lei. Dar eu când am făcut procentul, deci cheltuiala cu rambursarea datoriei a crescut în primele 6 luni cu 47,91%. Deci, după părerea mea, problema e asta. Nu e problemă că mă împrumut că un stat se împrumută ca să-și achite la timp datoria. Nu, da. Asta să știe, știm dinainte că am știut să ne împrumutăm. Problema este că a crescut extraordinar de mult povara plății rambursării datoriei. Vorba și de datorii din anii trecut. Foarte să ne vechi. Înțelegem, da, sigur da, că da. Da, nu doar. Dar se mai întâmplă ceva. În ultimele luni n-au mai fost împrumuturi pe piețele externe. Deci ne-am împrumutat în general pe piața internă, ne-am împrumutat la cotații din ce în ce mai mari, pentru că ne împrumutăm pe piața internă pe termen mai scurt. Pe termen scurt avem inflația despre care, pe care o știm și în general când statul se împrumută, plătește cam la nivelul inflației dobânda pe care obligațiunii pe care o face în lei. Da. Părerea mea este că Ministerul Finanțelor a avut în perioada pandemiei o strategie mult mai inteligentă. S-a împrumutat în euro. De ce? Pentru că te duci pe piața europeană, faci un împrumut pe un interval mai lung de timp și aceasta este mai bine, pentru că dacă te uiți în toate analizele economiștilor și români și străini, constați că această inflație care acum este extraordinar de împovărătoare,
în 2023 începe să se atenueze, pentru că în 2024 Statele Unite, Uniunea Europeană, toți speră să se întoarcă la nivelul de 2%. Ceea ce înseamnă că aceste costuri cu împrumuturile vor scădea. Deci e mai ieftin să te împrumuți pe un interval mai lung de timp pe piețele internaționale decât să te împrumuți pe termen scurt din piața românească. Eu cred că de aici este și o, aici riscă să apară o problemă. Dar un alt semnal negativ pe care îl văd eu din aceste împrumuturi și costurile lor mari este că dacă statul se împrumută la dobânzi de peste 8%, ce dobânzi voi avea eu, cetățean care am un credit la bancă? Exact. Păi roborul e la 8%. Foarte aproape exact. De 8% roborul deci, a explodat deci, astăzi maxim istoric. Și nu e doar roborul în ecuația creditului meu. Eu mai am de plătit și alte mici socotele ale băncii. Ca atare am ajuns într-o situație extrem de complicată în care mulți dintre noi avem dobânzi mult mai mari decât atunci când le-am luat și încep să mă întreb dacă nu cumva era mai inteligent să ni se permită și nouă cetățenilor să luăm împrumuturi în euro, pentru că, iată, euro, de bine de rău, este o monedă stabilă cu un cost stabil. Care oricum stabil. S-a prăbușit de la adoptare, este cea mai slabă cotație. Da, imediat, domnule Pălărie, dar vreau la domnul Matie și înainte, că acolo e Ministerul de Finanțe. Și voiam să întreb, domnule Matie, și poate noi nu ne-am plânge așa de tare de împrumuturile astea, toate statele se împrumută, dacă am vedea că banii merg în investiții. Problema e că banii nu prea merg în investiții, ci în cheltuieli curente și în plata altor împrumuturi mai vechi sau dobânzi și așa mai departe. Doamna Ioana, dacă mă lăsați, că iară după aia mă întrerupe, spune că am ceva cu USR-ul. Nu am ceva cu USR-ul, am ceva cu guvernarea de dreapta și vă dau niște cifre care le-am obținut pe eu, am făcut o interpelare. Dar trebuie să vă întrerup că USR-ul nu-i de dreapta, nu pot. Nu, ok, vă dau niște cifre, nu vorbesc din povești, vă dau niște cifre. Anul trecut, guvernul de dreapta s-a împrumutat cu 56 de miliarde de euro, 56 de miliarde. Bun, ce înseamnă 56 de miliarde? De la 33% datoria publică, 36% din PIB, am ajuns la 50% aproape într-un an. Ce am plătit anul ăsta dobânzi? Am plătit 9 miliarde în primele 4 luni, dar pe împrumuturile dinainte. Bun, până la sfârșitul anului vom plăti pe împrumuturile dinainte 30 de miliarde de lei. Domnul Mătie, și am intrat în COVID, în criza COVID, deja aflându-ne la nivel european pe procedură de deficit excesiv. Nu, aveam 33%. Și asta ca urmare. Nu, ți-am spus, sunt doi indicatori total diferiți. Gradul de împrumut raportat la PIB, gradul de capital împrumutat extern, față de ceea ce povestesc acum de declanșarea procedurii de deficit excesiv, care are legătură cu deficitul bugetului de venituri și cheltuieli ale statului. Sunt două lucruri diferite. Și de unde ne vine asta? Ne vine din politicile publice pe care PSD-ul le-a avut în perioada 2017-2019, care au avut un expert în spate, nici nu mai țin minte numele, cu acest Wage Growth World Led Economical Growth, care venea și spunea, domnule, dacă noi dăm salarii mai mari și banii o să fie disponibili în piață, o să ducă banii existenți în piață la creșterea investițiilor, lumea o să vrea să facă servicii, bunuri și alte lucruri pe care să le ofere celor cu mai mulți bani. Stați puțin, încă o dată. Înainte să intrăm în criza COVID, care a fost o criză. A fost o criză pentru că, în primul rând, a oprit economia în diferite sectoare, transporturi, turism, Horeca, da? Dar înainte de acea criză, noi deja eram în procedură europeană de deficit excesiv, tocmai pentru că veniturile atrase de statul român erau mai mici decât cheltuielile făcute. Și în anvelopa de cheltuieli, marea parte erau aceste cheltuieli sociale de foarte multe ori, cu sacrificarea an de an a capitolului de investiții. Asta este realitatea, nu ne mai întoarcem în altă parte. Dar aș mai adăuga încă o problemă. Statul român, adică articolul acela pe care l-am citit, unul din 4 lei vine din împrumuturi, ar fi fost și mai rău, poate că ar fi fost 2 din 4 lei sunt bani împrumutați, dacă ar fi fost luat în considerare și ceea ce la jumătatea anului vedem acum că este ascuns în rapoartele guvernului. Și anume, pe de o parte, noi în continuare în România nu avem acei bani pentru concediile medicale oferite înapoi antreprenorilor și mediului privat de, cred că, de 3 ani, de când s-au dat atunci ca un fel de gest de generozitate, da, în timpul COVID-ului, care și încă o dată a fost un lucru bun, o măsură bună, tocmai ca să hrănească măcar mediul de afaceri cu ceea ce erau îndreptățiți să-și primească înapoi pe legea statului român. Dar un lucru care a fost privit ca și cum ar fi o generozitate, da, a ajuns din nou să nu mai fie acordat, deși este dreptul mediului privat să-l primească. După care,
Avem în continuare încasări de TVA care ar fi trebuit să fie returnate agenților economici, care nu sunt returnate. După care avem o notă de plată uriașă de 40 de miliarde de lei estimată pe zona de oferirea întregului lanț din sectorul energetic pentru acea politică de plafonare și subvenționare a diferenței între prețul plafonat și prețul de pe piață. Deci, în momentul de față, cifrele nu sunt reale. Cifrele sunt, ce povestiți dumneavoastră, așa cu trompeta, că nu știu ce s-a întâmplat în trecut, 33-50. Hai să vedem și replica domnului Maciș, vă rog, domnule Hălărie, v-am permis, haideți să vedem și să facem un dialog, domnule Maciș, vă rog. Eu vreau doar să reproduc ceea ce a spus domnul Pălărie. Partidul Social Democrat 2017-2018 a greșit că a crescut salariul. Da? N-am zis asta. A spus asta. N-am bun, spus asta. A spus cum să nu. Am greșit că a mărit salariile. Așa a spus că, bun, având bun, o politică... Nu, okay. Doctorii, deci după aia am intrat în pandemie în 2020, noi nu mai aveam medici, nu mai domnul aveam... Domnul Mătisarescu și mecheriile astea de garaj mai puțin, că nu asta am asta spus. Cu trompeta, eu cred că mai trompetă, în afară de și dumneavoastră și alții, văd același punctaj. Și ieri la televiziune și astăzi la televiziune, același punctaj care a repetat USR-ul. Nimic ieșit în afară, nimic din mintea proprie. Repetați un punctaj ca și dumneavoastră, care... domnule Matiș, la fel, că telespectatorii n-au înțeles nimic. Lidia Moise, te rog. Ce se întâmplă? Sigur că domnul Mateș a socotit corect, datoria României a crescut în acești ani, dar într-o perioadă de criză în care țara a avut nevoie de cheltuieli tocmai pentru ca să susțină serviciile medicale pentru români, într-o perioadă în care energia s-a scumpit pentru că suntem într-un război energetic declanșat de Rusia încă din primăvara lui 2021, care a fost accentuat de, nu-i așa, de atacul împotriva Ucrainei, de invadarea Ucrainei. Deci noi am avut niște motive. Datoria publică a României este confortabilă, este una dintre cele mai joase. Nu aceasta este problema noastră. Problema României și a deficitului bugetar este faptul că nu încasează suficient. Încasează doar încasează cu 35% mai puțin din TVA. E un gap de TVA, în încasează din TVA. Și mai mult decât atât, într-adevăr, cu tot respectul domnule Matiș, PSD-ul, în general, liderii PSD care au fost la finanțe, au folosit o stratagemă pe care noi am observat-o, am comentat-o, de care, au amânat plățile. Deci au amânat returnările de TVA ca să dea bine deficitul. Au amânat returnări, uitați ce spune domnul, e o realitate. Nu trebuie să vă enerveze. Și ca atare s-a cosmetizat, cum am spune noi, deficitul bugetului de stat. Deci trebuie să acceptăm și aceste realități. Nu trebuie să facem un caz din datoria publică. Franța a depășit 100% datorie publică în perioada pandemiei. Problema României este nivelul dobânzilor la care ne mutăm și pe care trebuie să le plătim noi cetățenii. Exact. Dar vreau să merg mai departe să vă spun că domnul președinte Klaus Iohannis ne-a anunțat că la Ministerul Energiei s-au făcut calcule așa și România poate să reducă consumul de gaze la 15%. Cu 15%. Urmărim declarația președintelui Iohannis. Este evident că ne vom confrunta cu o iarnă complicată în condițiile în care gazul livrat de Rusia devine tot mai puțin, gazul pe piața internațională devine tot mai scump. Noi trebuie, sigur, să căutăm surse alternative de gaz, trebuie să căutăm să investim în resurse regenerabile, dar în același timp este înțelept să economisim acolo unde se poate. Repet, acolo unde se poate. Economia trebuie făcută cu cap. Nu trebuie să ne imaginăm că dorim ca cineva să stea pe frig. Nu putem să ne imaginăm că cineva își dorește să nu existe gaz pentru industrie. Ministerul de Resort a ajuns la concluzia că pentru România o economie așa cum a fost convenită este posibilă, este fezabilă, este sustenabilă. Calculele noastre ne arată că așa ceva este posibil fără să obligăm pe cineva să stea pe frig sau fără să închidem sectoare întregi ale industriei românești.
Da, domnule președinte, aici la București, dacă vreți, putem să facem schimb de apartamente. Sigur, nu se compară locul unde e ședința dumneavoastră cu apartamentele bucureștenilor, dar bucureștenii stau în frig, oricum, criza gazului sau nu. E un frig de nedescris iarna în București, nimeni n-a murit de frig, dar nu se știe la iarnă exact cum o să fie. Însă, asta în contextul în care Spania, Italia, Grecia, Polonia și alte state au respins categoric povestea aceasta cu reducerea consumului de gaze cu 15%. Dar declarația președintelui Klaus Iohannis a fost făcută în contextul vizitei președintei Republicii Moldova la București, Maia Sandu, iar Maia Sandu a spus: războiul a destabilizat Moldova, vrem să cumpărăm gaze din România. Deci exploatarea gazelor din Marea Neagră nu reprezintă doar o sursă de independență energetică pentru România, ci și pentru Republica Moldova. Însă aș vrea să revin la această declarație cu reducerea consumului de gaze, doamna Moise. Deci ne angajăm noi așa voluntar, presupun că nu vom avea de suferit nici cetățeni, nici operatorii economici, sau? Nu, deci așa cum am discutat și înainte, da. Această estimare a Ministerului Energiei se bazează pe o realitate și e o comparație față de ce se întâmpla în urmă cu 5 ani. Hai să zicem, dacă am comparat cât consuma România în 2019 cu cât consumă România acum, da, vom constata că deja avem scăderi. De pildă, față de consumul de anul trecut al populației, m-am uitat, adevărat că nu m-am uitat, nu m-am pregătit pentru această declarație care a apărut între timp, recentă, da. Dar eu m-am uitat în urmă cu în timpul iernii și consumul populației de gaze naturale a scăzuse cu 4% față de în luna martie, față de aceeași perioadă anului trecut. Deci prețurile mai mari, indiferent dacă sunt a intervenit statul și a compensat și bine a făcut și sper să-și mențină capacitatea, da, de a continua să compenseze aceste prețurile mai mari, ne-au determinat pe toți să fim mai atenți cu consumul de gaze, gătim mai puțin, nu-i așa? Dar asta pur și simplu s-a întâmplat. Pe urmă, sunt companii care și-au închis sau își vor închide porțile. Alum Tulcea? Da, bine, acolo Alo și Alum sunt, da, afaceri rusești și ei importau direct de la Gazprom pe mine. Da. Acolo nu cred că ei sunt vreo victimă a acestor prețuri mari, pentru că ei puteau să negocieze la fel ca Victor Orban, nu? Direct cu și atunci de ce au fost închise? Deci aici e o chestie care ține de cum să spun, de o strategie de poziționare față de economia românească. Face parte din strategia lor de poziționare, foarte rău. În fine, să vedem, poate că ei vor să vândă, poate că să cumpără, poate că statul român va cumpăra sau investitorii români vor cumpăra aceste companii să le pună pe picioare. Dar e adevărat că ele consumă enorm și tot acest consum intra și el, era și el cuantificat în consumul general al României. Deci România, de fapt, își permite printr-o șmecherie, de fapt, nu? Pe, dacă se uită mai atent, într-adevăr, consumul a scăzut fără să fie nevoie de ceva în plus, de fapt. Cred că așa ar fi trebuit să se exprime președintele României. Da, domnule... Nu vom economisi. Și uite, suntem în situația în care consumăm mult mai puțin față și atunci de... putem, și atunci, oricum, dacă ne raportăm la asta. Da, domnule Matieș. Vreau un pic să întăresc ceea ce spunea doamna Moise. Într-adevăr a scăzut, dar s-a întâmplat că noi am închis termocentralele pe cărbune. Și în momentul de față, energia produsă în România, energia electrică produsă în România, este 29% hidro, 21% nucleară și 26% pe termocentralele cu gaz. Da. Deci noi aici putem să avem o problemă, transformat gazul în, da, curent electric. Da, da, da. Da. Dar ceea ce ați întrebat noastră cu reducerea la 15%, eu n-am văzut nicio analiză, nici înainte să plece în comisie domnul Virgil Popescu, n-am văzut o analiză dacă suntem de acord sau nu suntem de acord sau putem face această reducere de 15%. N-am văzut la fel un comunicat de la domnul ministru al energiei Virgil Popescu, nici după ce a venit de acolo. Acum este prima declarație a domnului președinte Iohannis când România se angajează. De ce? De unde tăiem? Cât tăiem? Și ce facem? Nu vedem niciunul, nu vedem nici noi care suntem în alianță. Cred că nici ceilalți din opoziție n-au văzut de unde tăiem și ce putem tăia. Da, domnul, nu știu, sper să nu tăiem de la cetățeni. Dar vreau, pentru că ați vorbit despre cărbune, vreau să le spun telespectatorilor că a crescut consumul de cărbune în Europa cu 14% acum, după toată nebunia asta cu războiul din Ucraina.
și ne apropiem la nivel global cu consumul de cărbune aproape de recordul din 2013. Deci de atunci nu se mai consumase atât de mult cărbune. Ce face însă România, domnule Matie, și revin la noastră și apoi vin la domnul Pălărie, în ceea ce privește cărbunele? Pentru că, uite, Polonia își produce 70% din electricitate pe cărbune. Da, noi am cerut, Partidul Social Democrat, am cerut repunerea în funcțiune a termocentralelor sau cel puțin aceste termocentrale să nu fie vândute și să rămână în păstrare și să rămână ca o securitate energetică. Ceea ce s-a decis și ceea ce decid colegii noștri în Alianță sau domnul ministru al energiei, încă n-am văzut nicio decizie, am văzut doar că vor să vândă mintia, dar nu am văzut o decizie la nivel național. E bine că mai avem ce vinde. Domnule Ștefan Pălărie, opinia la USR care e legată de economisirea asta de 15%? Că îi trebuie făcută cât se poate de cu cap. Și am spus asta și în alte emisiuni, că există sectoare de activitate și domenii în care și dacă scazi cu un grad temperatura pe care tu trebuie să o asiguri, s-ar putea să duci la deces. Dacă vorbim despre incubatoarele din maternități, nu 15%, nici măcar 1% nu-ți poți permite să te joci. Sigur că există și alte domenii în care poate chiar există risipă și acolo, dacă se face o economisire a cheltuielor respective, e bine să fie făcute. Ce mă îngrijorează este că, spre deosebire de Germania, Austria, Franța, care au anunțat măsurile publice, au anunțat în cazul în care se va ajunge la situație de forță majoră la nivel de Europa. Și e definită. Ce înseamnă asta? Adică ce înseamnă? Că nu mai ai gazul pe care să poți să-l pui la dispoziție, la fel ca de obicei asigurat prin contractele internaționale. Atunci se întâmplă următoarea suită de măsuri. 1. Se scade cu 2 grade temperatura de încălzire a tuturor instituțiilor publice. Se întâmplă în cazul în care se oprește pe anumite porțiune de timp iluminatul public. Au spus asta cât se poate de clar. Deci este un plan de rezervă ca în cazul în care se întâmplă evenimentul declanșator, ce măsuri va lua țara, tocmai ca populația să știe, să nu se sperie, să știe ce se pregătească. Eu nu am văzut în partea guvernului României și am vorbit și alți colegi și PSD de la PNL, dar și colegi de la PNL care nu în privat îmi spuneau că nu știu exact la ce au urmat să ne așteptăm. De, tocmai pe mine mă exasperează în România această opacitate. Avem de toate, stați liniștiți. E nevoie să facem sacrificii, sigur le facem, găsim de unde, fără să știm cum. Și apoi ne trezim că dăm cu stângul drept în toate domeniile în care ar trebui, de fapt, să profităm poate niște neoportunități sau să ne păzim bine de niște amenințări. Doamna Moise, voi ați eu, deci eu continui să cred că, deși n-am mai investit în gaze de șist, în exploatări noi de gaze în ultimii ani, totuși ceea ce avem este destul de suficient dacă reușim să ne umplem și depozitele cu gaze. Mai mult decât atât, cred că nu vom mai exporta către Ungaria. Că ungurii au declarat stare de necesitate, ei nu mai fac niciun fel de schimb cu nimeni, deci nici noi nu mai trimitem și gaze poate acolo. Poate ducem către Moldova. Poate ducem către Moldova, sigur că da, dar nu văd, nu cred că noi suntem într-o problemă. Germania, care importă extraordinar de mult, într-adevăr, care și-a închis centralele atomice, care nu are acest echilibru pe care îl are energetic, pe care îl are România, din fericire. S-au apucat să redeschidă pe cărbune ce aveau Germania, așa că... România are deja depozitat 55% rezervele pentru iarnă și independența noastră la gazul rusesc este de 90%. Bine, o să vedem la iarnă, domnule Matieș, când o să vă învrăjbească povestea asta cu gazul, dar înainte de a merge în pauză, vreau doar să vă spun că din fondul de rezervă iar s-au cheltuit banii pe spectacole, pe PNDL, deci practic în loc să ducem banii ăștia spre urgențe, că de asta e fond de rezervă. Fondul de rezervă e pentru urgență, cum l-aveți și noastră acasă, nu? Oamenii ăștia și anul trecut au cheltuit banii tot pe spectacole, tot pe festival, tot pe divertisment și sigur către primari și pe alegerile locale parțiale. Revenim după publicitate. Am revenit la dezbatere, vin informații noi cu privire la ce face Armata Federației Ruse și vorbim aici despre flota de la Marea Neagră. A fost un comunicat dat de comandantul flotei rusești care vorbește despre cum, dând dovadă de curaj și eroism, militarii flotei de la Marea Neagră au îndeplinit cu succes noi misiuni de luptă și vorbim despre anumite zone ale Mării Negre unde are mai mult control armata rusă. Este alături de noi Ion Petrescu, colonel în rezervă. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Petrescu. Explicați-ne, pentru că presa probabil a tradus destul de greșit referirile la zonele de control ale Armatei Federației Ruse.
limbiță română. Am verificat și în presa de limbă engleză. Într-adevăr, declarația inițială a celui care comandă flota Mării Negre este una care include un adevăr, faptul că ei controlează Marea Azov, și un neadevăr, faptul că ei controlează partea de nord-est. De ce este neadevăr? În primul rând că nu mai au controlul insulei Șerpilor, în al doilea rând că sunt aceste mine ucrainiene care, uite că fac victime mai nou și în rândul a doi cetățeni ucrainieni care înaintau în larg plecând de pe litoralul ucrainean. Tot o altă mină ucraineană a avariat pe canalul Băstroie, o navă ucraineană. Deci rușii nu au control în nord-vest, dar sigur e ușor să te lauzi în fața comandului suprem Vladimir Putin, că ai făcut și ai drept din perspectiva zilei de 30, când forțele navale ruse au oficial această sărbătorire. Parcurgând fluxul de date despre forțele navale rusești din Marea Neagră, am găsit o știre care totuși pe plan părintesc este cutremurătoare. Pentru că știm prea bine, în războaie sunt trimiși tinerii ca să rezolve problemele bătrânilor lor conducători. Da. Astfel, tânărul militar Valerii Crivorog, care este fiul unei diviziuni navale din flota Mării Negre, Oleg Crivorog, a căzut la datorie prin scufundarea navei pe care se afla el în serviciu. Sunt drame, mor oameni și lucrurile nu sunt rezolvate, nu numai în Marea Neagră, nu sunt rezolvate nici în Ucraina. S-a încercat, de pildă, un schimb de prizonier la inițiativa domnului Antony Blinken, da, care conduce Departamentul de Stat al SUA, și știți care a fost răspunsul omologului rus, nu are timp pentru așa ceva. Între timp a izbucnit un scandal pe o chestiune care este terifiantă, au apărut imagini cu faptul că a fost mutilat un soldat ucrainean de militari ruși. S-a ajuns într-o fază a războiului în care ura, resentimentele, cel puțin momentan, domină acolo unde se duc bătăliile reale, iar în cabinetele care ar trebui să încerce un minimum de dialog diplomatic, vedem doar poziții net diferite și de pe pozițiile unor inamici care acum nu găsesc o cale de mijloc. Da, domnule colonel, dacă îmi permiteți, vă pun o întrebare care e un pic din altă sferă. Astăzi a fost președinta Republicii Moldova în vizită oficială în România și a spus că Moldova a fost destabilizată de războiul acesta. Sigur, vorbim de o destabilizare și economică și pe mai multe planuri, însă aprecierea dumneavoastră care este în perioada următoare legată de Transnistria? Eu mă bucur că președintele Maia Sandu a venit de la Chișinău la București. A avut o discuție, din câte înțeleg, conform datelor oficiale, aprofundată cu președintele României, Klaus Werner Iohannis. Și eu cred că, dincolo de detaliile publice, s-au discutat și scenariile pentru situațiile în care ar avea parte Republica Moldova de o surpriză strategică. Reiterez și la emisiunea dumneavoastră, cu acordul dumneavoastră, o chestiune care ține de o mișcare inteligentă. Dacă Maia Sandu ar fi de acord cu organizarea unui exercițiu trilateral militar la Chișinău, cu efective mici, simbolice, de nivel companie, o companie are în jur de 100-120 de oameni, la care se participe militarii Republicii Moldova, militari americani și militari români, ar fi o demonstrație imagologică de descurajare a oricăror tentative de apropiere de Chișinău, pentru că militarii ruși au un principiu: nu se apropie de zonele unde sunt militari americani. Da. Este un exercițiu de comunicare viitoare, posibilă, modernă. Vom vedea dacă el va fi luat în calcul. Accepta sau nu. Da. Vă mulțumesc foarte mult. A fost colonelul în rezervă Ion Petrescu. Mergem mai departe și vă spun că se mai întâmplă totuși lucruri bune în zona de investiții în România. Aeroportul Băneasa se redeschide după 9 ani de la 1 august. Vorbim de o aniversare a 110 ani de la inaugurare, însă este o veste bună. Totuși în capitală au fost peste 800 de zboruri în ultima perioadă care au avut întârzieri. Este un mare haos pe aeroporturile din întreaga lume, nu doar în România. E multă aglomerație și pentru că revin românii noștri din diaspora. La Vama Nădlac este o aglomerație destul de mare, dar am văzut un sondaj, o statistică, ce ne spune că unul din trei români din diaspora își face vacanța acasă în România. O fi și dorul de casă, dar probabil e și o chestiune care ține de costuri, domnule Pălărie.
Să nu uităm că mai este încă un element. Este prima vară fără restricții de călătorie din perioada COVID, de după o perioadă foarte lungă. Și atunci e cât se poate de normal și în cazul cercului meu de prieteni. Am foarte mulți prieteni români plecați peste hotare, care au avut anul acesta destinația vacanței sau unei părți din vacanțe, România. Acasă. Și revederea cu rudele și cu cei pe care nu i-au văzut de foarte, foarte multă vreme. Asta trebuie să fie un lucru bun, în principiu, atâta vreme cât încă o dată ai infrastructura necesară acolo unde e important să fie utilizabilă la dispoziție. Faptul că români vin acasă, eu cred că pentru toată lumea, sper, e un lucru bine primit și bine cât se poate de bine, asta sigur că dori. Da. Din perspectiva reconectării cu alți concetățeni, din perspectiva turismului, din perspectiva banilor aduși aici, deci cred că este un lucru cât se poate de bine și e bine ca eventual nu doar infrastructura aceasta existe, dar dacă s-ar putea să fie vești bune, lucruri bune pe care oamenii aceștia să-i vadă când se întorc în țară și poate să se gândească dacă nu cumva ar putea planifica în viitorul lor o reîntoarcere, așa cum spune și dumneavoastră. Aici e o chestiune care ține de calitatea vieții și România, din păcate, nu o poate oferi cum trebuie. Domnule Matie, și în afară de această cifră, da, unul din trei români vine în vacanță în România, cei din diaspora, știu că guvernul sau președintele Iohannis, în fine, anunțau tot felul de programe pentru românii din diaspora. Credeți că o să-i aduceți acasă? Eu sper să vin acasă și există programe și programe în agricultură cu tânărul fermier, există programe la fel pe procesare. Sper să vină, dar spuneați de veștile bune cu aeroportul Băneasa, vă mai dau o veste bună, cred că ați văzut-o și noastră, cu cei 21 de kilometri, ceea ce declara domnul ministru Grindeanu, 21 de kilometri din drumul Craiova-Pitești. Da, domnule Matie, deci, hai să nu ne mai lăudăm cu câte 2 kilometri, că n-avem nici 1000 toți. Faceți autostrăzile și când faceți o autostradă cap-coadă, veniți și spuneți-ne. Și până la sfârșitul anului se deschide primul tronson, da, de la Sibiu la ăsta. Deci lucrurile Doamne se ajută, niște. La dumneavoastră în Alba sunt probleme cu apa potabilă. Înțeleg, e o știre de ultimă oră, așa, pe Alba 24, apă potabilă cu porție în mai multe localități din cauza secetei, care e totuși situația în județ. Ce se întâmplă? N-aș fi de acord cu dumneavoastră, eu am observat însă în timbru, unde noaptea se udă gazonul de fotbal la greu cu toate aspersoarele, deci nu cred că, nu sunt de acord cu dumneavoastră, atâta timp cât unele comune își udă stadioanele noaptea și că este criză de apă. Domnule Matei, dumneavoastră nu sunteți de acord cu o informație oficială care spune că în o parte din localitățile din Alba Vile pot spune? În comuna Sântimbru, stadionul se udă noaptea. Domnule Matei, și câte UAT-uri are județul Alba? Peste 70. Și noastră îmi dați exemplu o comună, haideți domne, fiți serioși. Păi atunci nu mai raționalizezi, domne, apa pe la alți oameni. Păi eu vă spun aici de alte comune, pe acelea nu le reprezentați, știți dumneavoastră, una unde se audă gazonul, păi da, ce înseamnă chestiunea asta? Domnule, ce fractură de răi, inadmisibil. Domnul Matișa este natural. Domnule, doamna Moise, nu, vreau să auzi pe doamna Moise că se închide emisiunea. Nu, sunt absolut șocată, adică dați exemplu o localitate și oamenii ceilalți, nu știu, pe 10-15, n-au apă potabilă, domnule Matieș. Doamna Ioana, dacă exista o criză, nu se întâmpla acest lucru, doamna Constantin. Întâmpla acest lucru. Ce trebuia să văzut și eu apa, am văzut și eu apa că este, apa este murdară, am fost sesizat de cetățeni că apa este murdară în Alba Iulia. Domnule Matie, sunt localități unde autoritățile au oprit apa potabilă, asta e un adevăr, se întâmplă acum. Da, bun, haideți, doamna, scuzați-mă, Moise, ultimul minut de emisie, vă rog. Deci, în ultimul minut aș vrea să spun că, da, e un lucru foarte bun că s-a redeschis Băneasa, că ați văzut ce probleme sunt în Marea Britanie, de exemplu, care a trebuit să-și restricționeze anumite, să ceară restricționarea anumitor zboruri. Dar vreau să mai spun ceva și mă întorc la Rusia. Mă întorc la această retorică a Rusiei, care este o retorică de post-adevăr, ca să spun așa. Dar zilele trecute m-am uitat pe Comersant, pe un ziar economic rusesc și anunțau o recesiune, o continuare a recesiunii economiei, o scădere cu 4,6% sau 4,9%, aproape 5%, da? În timp ce Uniunea Europeană, zona euro, crește cu 4%. Da, se ziceți că sunt vești bune. Bun. Ediția de asta s-a terminat. Vă mulțumesc mult pentru participarea dumneavoastră, pentru că ne-ați urmărit. De la Fix vă așteaptă colega mea Laura Chiriac. Noi ne revedem și luni de la 15 la Politica Zilei. Weekend liniștit!